Într-un castron voi pune frișca lichidă, apoi zahărul pudră vaniliat, iar apoi esența de vanilie. Acum voi amesteca totul împreună, mai întâi pe minim pentru câteva secunde și continui așa mai departe până ce frișca este bătută bine. Într-un alt castron, voi mixa albușurile, tot la fel ca anterior, până ce acestea au o consistență spumoasă și consistența potrivită. Apoi, peste albușurile bătute spumă, voi turna gălbenușurile și le voi amesteca cu mixerul pe minim, strict până le incorporez. Mai departe, voi adăuga treptat și din cantitatea de frișcă bătută până ce o voi incorpora toată și pe aceasta aici. Compoziția este acum foarte, foarte spumoasă. Voi mai adăuga și fructele de căpșuni, tăiate bucățele mici sau după preferințe și le voi incorpora ușor cu o lingură pentru a-și păstra astfel forma cât mai bine. Voi așeza compoziția în caserole de plastic, întocmai după preferințe, iar după ce am așezat-o frumos, voi reveni cu un strat de alune prăjite mărunțite cu blenderul pe deasupra și voi mai adăuga și câteva căpciuni întregi sau orice altceva pentru decor. Voi pune înghețata la congelator pentru câteva ore sau cel mai bine peste noapte și o voi servi apoi cu toată familia și cei dragi. Rețeta este simplă, foarte gustoasă, se prepară foarte rapid și este o rețetă atât de cremoasă. Nu curge sau nu devine lichidă dacă am uitat-o mai mult de câteva minute pe masă, de exemplu, și categoric este o variantă mult mai sănătoasă față de ceea ce cumpărăm din comerț. O putem ajusta după preferințe, înlocuind căpșunii cu alte fructe preferate și în cantitățile dorite, sau putem să renunțăm total la fructe dacă nu ne dorim neapărat asta. Vă asigur că gustul și textura vor fi la fel în continuare și o veți putea savura cu plăcere de fiecare dată. Poftă bună!